Suportero. Energie cât o galerie. Bun găsit la Suportero, un podcast oferit de Penny. Fotbalul ne unește, iar noi vom susține întotdeauna ceea ce unește pe români. Penny, sponsor al echipelor naționale de fotbal ale României. În acest episod stăm la povești cu Leontin Toader, antrenorul cu portarii de la echipa națională de fotbal a României. Astfel, aflăm împreună câteva secrete din ceea ce înseamnă să fii portar și cât de important este acest post. În acele timpuri nu prea aveam surse de inspirație, materiale sportive, atunci am fost nevoit să-mi fac exercițiile singur. Eu ca antrenor eram un pic așa mai nervos, mai vocal. La un moment dat portarul s-a oprit și a zis, coach, zice, dacă ești nervos așa, eu nu mai fac antrenament. Eu sunt Răzvan Dobrea și aici la Suportero îți aducem mai aproape oameni cu povești captivante, vedete ale sportului sau profesioniști care contribuie la fenomen din umbră. Ne dorim să trăiești împreună cu noi această experiență, așa că nu uita să te abonezi la podcast ca să intri în echipă. Suportero. Energie cât o galerie. Domnule Leontin Toader, mulțumesc că sunteți împreună cu noi la Suportero și am pentru început o curiozitate personală. Un portar de fotbal ajunge pe acest post din pasiune sau pentru că este pus de alți colegi să stea în poartă, așa cum se întâmpla când jucam fotbal în curtea școlii? În primul rând, eu mă dau un exemplu personal. Eu am făcut-o din pasiune. Dacă nu ai pasiune pentru acest post, poate pare dificil pentru copiii care vor să înceapă să fotbalul, li se pare plictisitor, poate că nu au contact în permanență cu mingea, dar oricum rolul de portar o să-ți placă de la o vârstă mai, să zic, de la 10 ani, 12 ani, pentru că până atunci e o simplă joacă. Personal am început la școală, în curtea școlii, când făceam competiții între clase. Oficial am început la 14 ani. În orașul Urziceni aveam o echipă în divizia C și se formase atunci o echipă de juniori care jucam în deschiderea fiecărui meci. Pe atunci în divizia C se juca de la ora 11 și la ora 9 în deschiderea jocului jucam noi. Deci eram mici vedete, să zic așa. Dumneavoastră ați început direct pe postul de portar sau ați avut și alt post? Nu, niciodată. Eu am fost portar de mic. Mi-a plăcut de la început, am avut, nu știu, și la meciuri mă uitam, întotdeauna m-a atras postul de portar, întotdeauna mi s-a părut portarul mai special, mi-au plăcut mișcările lui și le repetam și eu pe Maidan, unde jucam cu copiii, cum era pe vremuri. După ce mi-ați spus de începutul de la Urziceni, timp de mai bine de 10 ani, începând cu anul 1984, ați fost portar la Rapid București. De atunci și până acum, ce schimbări majore s-au adus pentru postul de portar? Singurul, de fapt, nimic nu e nou, numai că fotbalul modern de astăzi, să zicem, se pune o amprentă mare pe jocul de picioare al portarului. Dar aș vrea să remarc că în anii 70-80, când Viorel Mateanu era antrenor la Baia Mare, el juca cu portarul pe postul de libero. Deci nu e un concept nou această chestie tehnică, tactică. Deci în fotbalul modern acum se pune accent pe jocul cu piciorul a portarului. Iar după ce v-ați încheiat cariera de portar, ați devenit, după cum era firesc, antrenor de portari. Prima oară la FC Național și apoi din 1999 până în 2017 ați antrenat cu precădere în zona golfului, la echipe precum Al Hilal, Dubai, Al Ahli și echipa națională a Cuveitului. Cum a fost această experiență? Da, am început din fericire cariera ca antrenor de portar la Liga 1. Am avut posibilitatea asta alături de Florin Marin. L-am avut și pe Ion Marin ca antrenor principal. Am avut onoarea asta și norocul să încep în Liga 1. În acele timpuri nu prea aveam surse de inspirație, materiale sportive, tehnico-tactice. Atunci am fost nevoit să-mi fac exercițiile singur. Și m-am inspirat, bineînțeles, din realitatea jocului, ceea ce se întâmplă și acum. Am avut această șansă, după aceea a apărut Ilie Balaci, mi-a propus să merg cu el în Țările Arabe. A fost o experiență deosebită, pentru că acolo am întâlnit culturi diferite, din punct de vedere fotbalistic vorbesc, față de noi de români. Am întâlnit oameni de valoare,
pot să spun că experiența mea a început să crească de la an la an. Ați întâmpinat în zona golfului anumite tradiții sau obiceiuri pentru care adaptarea a fost mai grea? Nu pot să spun. Am respectat tradițiile lor, adică ora de rugăciune, dar oricum programul era făcut în așa fel încât să nu ne încurcăm unii pe alții. Portarii pe care am avut iar o șansă, am avut portari la cluburile pe unde am fost, portari buni, portari de echipă națională. Important era ca cei care, cu care lucrez să simtă că evoluează prin ceea ce tu îi înveți. Și în momentul când ei aveau încredere în tine, puteai să faci orice cu ei. În zona golfului ați lucrat și cu alți români, precum Mihai Stoichiță, care a fost prezent și el aici la podcastul Suportero, în cel de-al doilea episod. Ne puteți povesti o întâmplare specială sau un meci special care v-a rămas în memorie din perioada aceea? Bineînțeles, în momentul când am preluat cu echipa națională a cuveitului, noi am preluat echipa care era deja în cantonament în Austria. Am făcut acolo o lună de pregătire înaintea ultimului meci pentru calificarea mondialilor din Germania. Și la un moment dat, portarul pe care mă bazam eu s-a accidentat și a rupt un deget. Și atunci a fost nevoit să mai aduc încă unul. Dar eu, necunoscând toți portarii din Kuwait la ora aceea, norocul meu a fost că am avut o revistă cu toate echipele din Kuwait. Și mi-a atras atenția de la o echipă campioană, de fapt era, și mi-a atras atenția, nu știu, mi-a plăcut așa fața lui, să zic, dintr-o poză ce poți să-ți dai seama. Și le-am spus să mi-l aducă pe acela. Managerul echipei a zis că, de fapt, ăsta a mai fost la echipa națională, că e un pic indisciplinat, că de-aia a fost îndepărtat și nu, domne, zic, mi-l aduci pe ăsta. Mi l-au adus și vreau să spun că portarul acela m-a jucat încă 10 ani în poarta echipei Cuveitului. Am avut așa uit din prima. Ați avut inspirație. Se întâmplă des da. Să aveți această inspirație la prima vedere referitor la un portar? Așa, din experiența mea, da. Da, am început să simt destul de bine portarul care se pliază pe echipă, care, nu știu, îi simt caracterul modului de comportament, de, bineînțeles, calitățile tehnico-tactice care contează foarte mult. Până acum, cred că am fost inspirat, să zic. Sper să fiu de aici în gol. Însă, din zona golfului, când ați antrenat, care a fost principala lecție pe care ați învățat-o atunci? Da, am avut o chestie în Qatar. Aveam un portar al echipei naționale a Qatarului și eu ca antrenor eram un pic așa mai nervos, mai vocal și la un moment dat portarul s-a oprit și a zis, coach, zice, dacă ești nervos așa, eu nu mai fac antrenament. Și am răspuns și eu, dacă și tu faci ce spun eu, și eu o să fiu ok. Bun, am început să nu mai am așa să fiu vulcanic, să încep să fiu mai calm, să explic mai calm și am început să lucrurile să funcționeze. Și atunci mi-am dat seama, tu trebuie să transmiți ceva, jucătorul nu neapărat să fii tot timpul nervos, știi că stilul nostru al românului era așa tot timpul, să țipi, să fii vocal. Și atunci am învățat că poți să lucrezi cu jucătorul și altfel, transmițându-i altfel informațiile. După aceea n-am mai avut nicio problemă, nu mai transmiți nici, nu știu, tensiune către jucător și el te percepe altfel și atunci și procedeul de învățătură e mai bun. În 2017 ați fost cooptat în staful Naționalei României ca antrenor de portari. Cum ați simțit întoarcerea acasă? Întoarcerea acasă, totdeauna am visat la această întoarcere pentru că timpul petrecut în afară și aveam chestia asta, mă zic, dacă tot învăț pe alți străini, de ce nu aș putea să învăț și pe mine? Și pentru mine venirea acasă și tot așa șansa să lucrez direct la echipa națională de Under 18 atunci cum am lucrat prima dată cu bratul, cu Florin, mi-a dat așa un impuls, zic, atunci toată experiența mea și tot ce acumulase, m-am simțit că trebuie să o dau și zic, o dau la ei mei. Adică totdeauna mi-a lipsit treaba asta cât am fost plecat. Totdeauna am spus, băi, dar nu pot să învăț și pe ei mei acasă. Adică... Aș vrea să trecem un pic și la câteva elemente tehnice, pentru că lumea este curioasă despre ceea ce face, propriu-zis, un portar. Prima întrebare și prima mea curiozitate ar fi în ce constă antrenamentul pentru un portar? Cum se diferențiază el față de antrenamentul pentru un jucător de câmp?
prin rolul lui, portarul are un antrenament deosebit de jucătorii de câmp. În primul rând, el având, cum să zic, avantajul de a juca cu mâna, atunci apar, bineînțeles, elemente tehnice diferite de ale unui jucător de câmp. Rolul portarului, în primul rând, este să apere poarta, după aceea să apere spațiul din fața porții, acum mai modern, să apere spațiul care rămâne între linia de apărare și el. Deci are trei zone de acțiune. Înainte era îngrădită, doar apărai poarta și atât. Acum să înțelegem, aperi poarta, adică șuturile care vin pe poartă, spațiul din fața porții, în ce constă? În centrări care vin în zona respectivă, iar zona din spatele liniei de apărare înseamnă din afara careului, unde portarul iese și degajează, ați văzut. El trebuie pregătit pentru toate aceste trei situații. La o echipă de club e diferit, pentru că acolo trebuie să-l dezvolți din toate punctele de vedere. Tehnic, tactic, fizic, psihic. Pe când la echipa națională, antrenamentele diferă un pic. Aici nu ai timp de a dezvolta portarul, pentru că ai antrenamente puține. Aici ne bazăm pe analiza adversarului și pe antrenarea situațiilor de joc. Deci portarul trebuie să cunoască bine adversarul, modul lui cum atacă și atunci prin antrenamentele care le facem, noi trebuie să ne apropiem de realitatea jocului echipei respective. În cea mai mare parte a timpului, un portar se antrenează cumva separat de echipă? Da, aici iar e o diferență. Înainte ne antrenam într-un colț și de cât participam la exerciții de finalizare și la jocurile pe teren redus respective sau miuțe, cum se numeau înainte. Acum portarul este integrat în antrenamentul echipei. Sunt momente când îl integrezi în exerciții de posesie, în jocurile cu temă, deci portarul face parte din echipă, nu este în afara echipei. Ce calități, să spunem, ascunse trebuie să aibă un portar față de alți jucători de câmp, în afara unor reflexe bine dezvoltate? Din punct de vedere mental, trebuie să fii foarte, foarte puternic, pentru că tu ca portar greșeala ta se cunoaște imediat, greșeala ta fiind golul. Atunci apare presiunea rezultatului, apare presiunea cu echipierilor, presiunea din tribune. Știți, ați văzut ce pățesc portarii care greșesc. Am pățit-o și eu pe pielea mea, că și eu am greșit cât am fost jucător. Deci trebuie să fii foarte puternic mental, să revii imediat după greșeală. Aici mi se pare mie partea cea mai importantă. Chiar dacă ai greșit, să revii imediat, să ștergi burete cât se poate în timpul jocului, după aceea bineînțeles că apar analizele, se repară greșelile prin antrenamente și alte lucruri. Dumneavoastră, da, ca antrenor de portari, cum îi ajutați pe ei să depășească mental o gafă comisă în timpul unui meci? Pregătim în timpul antrenamentului situațiile astea, pentru că apar și la antrenamente și aici sunt anumite jocuri care, bineînțeles, sunt și aici orgolii și aici apar acele lucruri ca la meci. Și atunci, bineînțeles, prin sfaturi, cu ajutorul psihologului, stăm de vorbă cu ei, modul cum discutăm cu ei, pentru că dacă el greșește și tu vii iarăși și îl ceri și mai tare, adică tu trebuie să reglezi greșeala prin alt mod, să-i aduci o liniște și să-l conștientizezi că a greșit, să-și recunoască greșeala și pe aceea ca să o și corectezi. Care este momentul cel mai greu pentru un portar în timpul unui meci? Momentul cel mai greu este când trebuie să menții rezultatul. Exemplu, la 0-0, sigur te presează adversarul. Atunci, dacă portarul are una, două intervenții, că se întâmplă la chestia asta, ții echipa în joc. Dacă are conducerea, conduci tu cu 1-0, automat crește presiunea adversarului de a te egala. Atunci, iar contează foarte mult una, două intervenții ale portarului, care deja dă încredere echipei. Dar haideți să luăm situația specială când există un penalti. Ce simte un portar când apără un penalti? Penalti este o reușită, este o, cum să zic eu, ca o piatră de moară pe care o dai la o parte pentru echipă. E un moment decisiv, mai ales când sunt la sfârșitul jocului penaltul de departajare, unde se decide un trofeu, se decide un campionat. Toată lumea spune că penaltiul se ratează, dar se și apără, pentru că se fac studii, se analizează adversarii, posibilii executanți, modulor de executare și atunci portarul are informațiile, să zic, necesare cât să,
să poate să intervină. Bineînțeles că aici apare și inspirația în acel timp, pentru că și adversarul poate să schimbe colțul. Să... Prin apararea unui penalti, automat îți câștigi încrederea în sine și, și încrederea echipei. Te face un mic erou, să zic. Sunteți de acord cu sintagma loteria penaltiurilor? E chiar o loterie. Am mai spus mai devreme. Se face o analiză, se antrenează, s-au făcut calcule, s-au făcut studii pentru apărarea unei lovituri de pedeapsă. S-a calculat viteza cu care vine mingea, timpul de reacție a portarului, distanța pe care poți să o acoperi într-o fracțiune de secundă. Sunt multe elemente care se studiază și de-aia se pot și apăra penaltiurile. Datorită experienței pe care o aveți, acum dețineți și o școală de portari care vă poartă numele, Leontin Toader. Cum îi motivați pe copii să ajungă portari? Pentru că eu atunci când eram copil, visam să ajung atacant ca Ronaldo și presupun că mulți alți copii visează la fel. Important e să-ți alegi un idol. De exemplu, pentru mine, primul idol al meu a fost portarul din orașul meu, de la Urziceni. Tatăl meu mă ducea la meciuri, mergeam cu echipa. M-a ținut și în brațe că mergeam cu autobuzul cu ei și atunci eu îl urmăream pe el. Deci trebuie să-ți alegi un exemplu. După aceea când am ajuns în, să zic, la Rapid, n-aveam un idol anume. Îmi plăceau trei portari, îmi plăceau atunci. Îmi plăceau tehnica lui Morar, îmi plăcea Constanța lui Silviu Lung, Vasile Iordache, care era aproape un portar complet. Adică am încercat să iau de la fiecare câte ceva. Deci copilul trebuie să-și aleagă un exemplu. Iar dumneavoastră, ca antrenor de copii, cum îi descoperiți pe cei cu potențialul pentru postul de portar? Aici este o muncă foarte, foarte mare, e o chestie de scouting, nevoie de răbdare. Trebuie să vezi totuși niște calități la un copil care posibil să ajungă portar. Te uiți un pic și la membrele lui, dacă are membre mai lungi, e potrivit pentru postul de portar. La mărimea palmei, te uiți și la părinți, dacă sunt înalți și copilul poate să fie așa. Sunt multe criterii de selecție, iar scouting-ul iar e un lucru care trebuie să-i se acorde foarte multă atenție și nu se poate face chiar așa la ochi. La cum vedeți situația de acum, credeți că în viitor va apărea un portar de renume internațional din România? Deocamdată eu zic că putem să ne așteptăm și la acest lucru. Avem deja pe Radu la Internaționale Milano. Problema lui e că nu joacă, dar eu zic că la un moment dat o să joace și o să îl avem deja acolo. Mai avem deja o Sava care este la Torino, mai avem Mitrovici care a plecat la Genoa. Avem copii care deja buni, care au ajuns deja în străinătate, cu cei care avem aici oricând poate să facă pasul către o echipă în Europa. Important e ca fotbalul nostru să fie prezent în cupele europene, unde acolo o să fii vizibil și să poți fi luat. Suntem acum spre final și mai am încă o curiozitate. Este adevărat că portarii au cea mai singuratică meserie din fotbal? Nu e singuratică, nu e. N-are cum, pentru că tu faci parte dintr-o echipă. Sunt momente că, bun, apar și filmulețe cu că e singuratic, dar ai momente când te simți singur, când iei gol, atunci să zici că te simți neajutorat, că nu mai e cineva în spate să te ajute. Poate eventual te mai ajută bara. Dar portarul este jucător care e activ, este viu, este parte din echipă și nu putem să mai considerăm portar acum singuratic. E un post într-adevăr special, te simți special. Și acum să mergem și la cele două provocări de astăzi. Suportero! Energie cât o galerie! Încearcă și tu, Suportero! Noua gamă de produse care celebrează puterea fotbalului de a ne aduce împreună. De la snacks-uri energizante, răcoritoare sau preparate pentru grătar, până la articole sportive și accesorii, produsele Suportero încarcă pasiunea suporterilor cu energie. Toate produsele au fost gândite, ținând cont de nevoile suporterilor, cu accent pe calitate, diversitate și mai ales dragoste de fotbal. Prima ar fi să ne gândim la un portar care este încă în activitate, pe cine ați invita la cină și ce l-ați întreba prima oară? Nu știu ce să zic, nu știu, Buffon, care este un tip care, într-adevăr, dacă și acum la vârsta asta mai joacă,
Înseamnă că plăcerea lui de a fi portar și de a juca este enormă. Cred că el a trecut prin perioade diferite de pregătire, de la cele rudimentare până la cele moderne. Și l-aș întreba așa de momentele astea, pragurile pe care le-a trecut el în perioada și în cariera lui. Un portar pragmatic, un portar care nu face spectacol, dar are evoluții bune. Nu neapărat dacă faci un plonjon spectaculos, e și portar bun. Iar cea de-a doua provocare ar fi să-mi spuneți un top 3 portari din toate timpurile. Aici e ca și cum mă întrebați dacă a fost mai bun Pele, Maradona sau... Așa e. Au fost portari care au venit cu ceva nou, portari care au venit cu lucruri tehnice noi, cum a fost Robinson, da? A inventat Robinsona, dacă de-aia și spune, plonjonul spectaculos. A fost Banks. Mi-e foarte greu să... Yashin, care a fost primul portar care a ieșit cel mai mult fotbalist al lumii. Deci primul portar, el a fost... Mi-e foarte greu să... Că s-au schimbat multe. S-au schimbat și mingea, s-a schimbat viteza de joc. Dar reprezentativi ei vor rămâne. Sunt mulți, nu pot să fac o ierarhie. Sincer, chiar nu pot. Pentru că fiecare portar de de renume a avut ceva special. Domnule Toader, vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și mai ales pentru informațiile noi pe care ni le-ați adus și a fost cu adevărat o plăcere. Vă urăm succes în campania de calificare pentru campionatul mondial din 2022 și vă mai așteptăm. Mulțumesc și eu pentru invitație, cu tot dragul, oricând putem să vorbim despre fotbal, că sunt atâtea lucruri pe care nu poți să le vorbești așa repede într-un timp atât de scurt, sunt lucruri care ar trebui să le știe și lumea, că nu-i chiar așa ușor. Fanii să fie alături de noi. Mulțumim mult!